Salutare prieteni, ne întâlnim astăzi la o nouă emisiune Vis-a-vis, -vis, iar până atunci aducem mulțumiri salonului de draperii Donatela pentru această locație minunată. vis a -vis de mine este un om special, domnul Mihai Sârbu, conducătorul trupei de teatru dramatic Ghiocei din Mingir. Salutare domnul Mihai, mă bucur să vă revăd după atât de mult timp. Cum vă simțiți? Bună ziua, mă bucur că m-ați invitat, sunt foarte fericit, mă simt bine. ce își vă dorește dumneavoastră Mulțumesc frumos! Uh, toată lumea vă cunoaște drept conducătorul trupei de teatru Ghiocei din Ungir, dar până ajungem la activitatea dumneavoastră frumoasă, vreau să vă teleportați un pic în copilărie, uh -huh. în anii ăștia cei mai frumoși a fiecărui om și să ne povestiți de fapt de unde veniți și cum a fost copilăria dumneavoastră. Da! Copilărie, dulci și păpădie, foarte iute treci, foarte iute zboară. Cred că despre copilărie putem să vorbim la, la infinit, pentru că este, cred eu, și nu numai eu, este cea mai frumoasă perioadă din viața omului și este cea mai scurtă, cea mai interesantă. De, la fel și eu, ca și alți copii, am avut o copilărie zbânțuită cu, și fericită totodată, pentru că am avut familie, am uh, avut uh, frați, surori, m-am bucurat de tot ce era frumos, de acele năzbâitii, de acelea uh, pălmușoare din partea mamei, care uh, când ajungeam să fac uh, ce nu reușeam din cei ce îmi spunea mama să fac, pentru că des de dimineață ziua, fuga la iaz, păsările satate acasă, ca și orice copil, uitam de gospodărie. Am avut o copilărie fericită la Mingir. Sunt de baștină din sat de acolo. Mă bucur foarte mult. Un satuc frumos, cu oameni buni. Sunt fericit că m-am născut la Mingir. În familia dumneavoastră au existat tangențe cu actoria? Nu. Nu Nu știu. Undeva de unde mai departe? Vin, da? da, poate a fost. Po suntem o familie practică veselă, artistică, toți cântăm, mm -hmm. toți dansăm bine și frumos, suntem Așa. veseli la diferite petreceri, cântă și mama, cântăm și noi, cred că mai mult ne tragem pe linia mamei, linia tatei nu prea, sunt de o altă direcție, dar pe linia mamei și mătușile și virișorii, mm -hmm. toți cântăm. Dansăm la perfecție, vreau să mă laud. A, e foarte foarte frumos. Și familia dumneavoastră, mă refer la soție, copiii ei, cât de artistici sunt? Sunt. sunt. <laughs> uh... Au urmat cumva calea artistismului, actoriei sau sunt în alte domenii? Nici nu știu cum să zic. Așa cum Că este. din păcate sau din fericire, <laughs> nu știu. Uh, cel mai mare ficior uh, este plecat la muncă în Anglia. Uh -huh. E, muncește acolo, mezinul uh, absolvit în anul acesta 12 clase, mm. îi place mai Felicitări. mult, uh, mulțumesc, uh, partea reală, adică uh, ceva în domeniul tehnologiilor mm -hmm. moderne. IT dar uh, dar cât au fost copii, cât au fost în școală, au fost prezenți la cercul dramatic, au mm -hmm. frecventat cercul dramatic. Uh, Miezienul și acum, pentru că uh, grupa mare mai este și uh -huh. ne pregătim pentru un festival în luna august. Uh -huh. uh, soția, și uh, dânsa este o persoană destul de artistică, pentru că pe timpuri în studenție a frecventat Cercul dramatic. Hmm. Așa că undeva ne. ne, ne... Vă aveți conexiunea da, și înțelegerea. da. da, da, da. Astăzi... Ne înțelegem. Asta din este perfecție. cel mai important. Da, sigur. De fapt, domnul Mihai, cum a apărut teatrul în viața al dumneavoastră? Ei, nici nu știu, cred că e o poveste lungă, lungă. Încă din copilărie știu că în sat veneau artiștii de la Chișinău, de la teatre cu spectacole care se, se prezentau în centru satului, pe o scenă improvizată acolo în centru satului și noi fiind copii eram acolo prezenți fără dor și poate. Uh -huh. Poate de acolo vine dragostea față de um, genul acesta frumos de artă, teatru, ca mai apoi e, să continui activitatea în domeniul ăsta. E Drept ați, că pe timpuri tatăl meu tare a vrut să fiu uh, agronom <laughs> și după absolvirea școlii medii am mers la facultate, la Universitatea Agrară, am făcut un an de zile, după care Ați înțeles că nu, da, nu este nu locul regăsiți. meu, și am făcut școala de iluminare culturală Elena Sârbu din orașul Soroca, uh -huh. regie și manifestări publice. Uh -huh. Iată poate de unde vine dragostea asta de teatru. După ce vreau să mă întorc înapoi, după ce vizionam spectacolele prezentate în centrul satului, a doua, a treia zi copii Mahală reproduceam acele secvențe ah. din spectacole cu mătușa, cu tare, cu acolo mi s-a trezit pofta uh -huh. de a face teatru. Nu știu. Așa vreau Dumnezeu, da. cred. Ce e ce ați văzut aceea și ați da, transpus da, în da. viață? În care uh, apă m-am scăldat. Așa. Ce ați văzut? Da. Ce e mai, da. Cel mai multe ce ați făcut? Da. Uh, dumneavoastră ați spus că și băieții dumneavoastră au frecventat uh, cercul dumneavoastră de teatru, dar uh, ați făcut cumva o deosebire între tinerii sau copiii care veneau și copiii dumneavoastră ați fost mai uh, mai rezervat cu ei sau ați fost deschis ați făcut o deosebire vreodată la fel cu toții totul la fel cu toți, acolo suntem uh -huh. actori actori și punctul lucrăm, încălcăm <coughs> strângem cureaua Așa. Este, este de lucru, trebuie să învățat mult text. Toți eram la o... Nu vă reproșau vreodată că nu, nu mi-ai dat rolul. Nu. că ești tatăl meu, dar nu, nu. mi-ai dat rolul nu. care vreau eu. Din de potrivă, de mai, mai puțin, cu mai puțin text. <laughs> așa, așa, așa că... sunt copiii întotdeauna. Da, da, da. Domnul Mihai, o trupă de teatru lăsat, în opinia mea, este despre curaj. Da. Uh, cum a fost pentru dumneavoastră acest drum al teatrului la Mingir? Ah. Imediat după absolvirea uh, colegiului de arte din Soroca, am venit în sat. Uh -huh. Am fost angajat uh, la Casa de Cultură ca conducător al Cercului Dramatic. Iar și de aici s-a pornit uh, toată activitatea mea în continuare. E mult mai dificil în comparație cu orașul, dar uh, întotdeauna spun că uh, dacă fac ceea ce îmi place, înseamnă că e bine. Și celor din le place ce facem noi împreună cu ghioceii. E nevoios drumul. Știți cum, poate părinții la sat sunt altfel uh -huh. vis-a-vis de cei de la oraș. Administrațiile noastre, publicii locale, poate privesc cu altul față de cei de la oraș. Este greu, este complicat, dar este frumos atunci când în final scoatem un... Un spectacol de care se bucură mulți copii din satele la noi și din satele din apropiere. Uh -huh. Unde avem posibilitatea să mergem cu, cu, cu spectacolele? Uh, o să vă întreb ceva tare banal. Ceva, ce vă întreabă de fapt toată lumea? Uh, de ce anume ghioceii? Când uh -huh. astăzi atâtea denumiri pompoase și nu știu mai de care, și dumneavoastră ați pus ghioceii, așa o floare plăpândă. Da, nu am pus eu. Da, a fost decizia copiilor. încă a. din anii 90 Uh, ei au decis, uh, au fost mai multe variante, uh -huh. dar ei au ales ghiocei. Probabil că, de atâta că în floricica asta plăpândă care primăvara aduce bucurii oamenilor și cu atâta uh, dorințe de viață uh, prin ger, prin zăpadă, prin frigul ăsta, dar aduce bucurie la oameni. Așa și noi cred că suntem acei care de fiecare dată, prin greutăți trecând... Uh, Aducem uh, oamenilor, copilor, uh, ceva frumos, ceva plăcut, uh, de fiecare dată. Reînviem frumosul din oameni, de fiecare dată, de câte ori avem posibilitate. Foarte frumos. Uh, sunt, de fapt, 30 de ani de da. activitate. Practic, uh, toată viața mea. <laughs> da. Cu ce provocări majore v-ați ciocnit în, în toți acești 30 de ani? Da, s-ar părea 30 de ani, nu chiar mult, dar este mult. Este mult. Este mult. Au fost diferite provocări, și de gen negativ, uh -huh. și în plan pozitiv. Cele din plan negativ, știți, m-am -am făcut ale treci cu viderea, anul evidat. M-am axat mai mult pe cele provocări frumoase, care m-au făcut să, să, să promovez frumosul, binele. Uh -huh. uh, hai, chiar, iată, acum o provocare mi-a propus că să... Dacă o putem mi-provocare uh, un proiect nou să inițiez uh, o subgrupă a teatrului Gheocei, uh, teatru epic și etnografie, ce de folclor, în deci ce ar include în repertori acestui, uh, acestui grup? Uh, ne axăm pe folclor, pe uh -huh. momente uh, istorice, folclorice mai multe, cântice, jocuri pentru copii știți cum, de al de Rechi, Rechi, Sus, Mărița, Crai, jocuri de mm când, -hmm. de al de uh, povești populare, basme. folclorul cumva. Și, da, da, mm -hmm. da. Și într -așa, în așa fel formăm un spectacol care să-l aducem publicului. Mm -hmm. Deci ieri, duminică 26 uh, iunie, am și prezentat primul mini-spectacol. Mm -hmm. Am fost la festivalul Rosalia de la Pașcani și acolo am prezentat o, o secvență din acest spectacol. Uh, copiii, vârsta copiilor e foarte fragilă, okay. 6-7 ani. Mm, vreau să scozi. spun că s au a fost primul lor debut, încă n-au ieșit în scenă niciodată, Aha. cu așa public larg, aș... dar au fost foarte buni. Vreau să-i laud, să le transmit sănătate și inspirație și creativitate pe viitor. Sper că să rămânem până la urmă împreună. Așa. Și vreau să mai adaug copii încă. Da, da. Asta ar fi, ar fi un teatru epic Nu ne-am decis cum să-l numim Teatru simplu, epic sau teatru Epic și etnografie cu folclor Sau ne decidem încă Dar uh, sensul lui Este de a scoate la iveală Acele momente Folclorice din, din vechime Cu care se jucau copiii uh, La câmp, la deal uh, La diferite uh -huh. sărbători Povești, basme Să le aducem în scenă pe toate Dumneavoastră, de fapt, aveți destul de multă apreciere și succes în toți acești ani, dar vreau să vă întreb: aveți o scenă a dumneavoastră la Mingir? În ce mm. condiții activați, în general? Da. La capitolul ăsta, din păcate, stăm mai prost, pentru că <coughs> avem acolo, în incinta casei de Cultură, rezervată o încăpere unde facem repetiții. Dar din păcate este foarte și foarte frig iarna. Uh -huh. Nu se încălzește. Uh, și ne-am uh, ne schimbat puțin cu repetițiile în incinta gimnaziu gimnaziului Mingir. Acolo este scena noastră, uh -huh. acolo repetăm, acolo e bine, e călduț, sala e micuță, uh, spectatorul acolo ne privește, acolo ne... ne, uh -huh. ne ne adoră. E păcat că la Casa de Cultură redenim în, în spațiul celălalt atunci doar când timpul ne permite să lucrăm la etapa de lucru la masă, la text, la. A, a, asta este. Dar situația. în 30 de ani de activitate, cu atât de multe spectacole, atât de multe uh, promovări, uh, diplomi și așa mai departe, nu a fost posibil. Uh, de pregătit un spațiu pentru ceea ce de fapt este uh, reprezentativ uh, a localității Mingir, pentru că când spui Mingir la ce te gândești? La turul de teatru Gheocei. <laughs> Dar este de, o carte de vizită asta. Este satului. o carte de vizită da, exact. De ce în acești ani nu a fost posibil uh, de susținut acest domeniu și uh, să fie posibil să aveți o sală sau o scenă a dumneavoastră cu toate condițiile? Unde stă acea petricică care nu a permis acest lucru? Posibilitatea a fost, cred că dorința nu a fost. Am dorința. încercat noi diferite metode. Chiar am adus și în încăpierea dată, hai să zicem, nu știu cum ar fi, o burjuică uh -huh. la care făceam foc acolo, uh -huh. dar vă dați seama, la primul etaj, trebuie trebuia scos nu știu unde, mai bătea vântul să-mi camera cu fum. cu fum, era dezastru. Și atunci ne-am decis să mergem cu doamna director, am convenit să, să uh -huh. repetăm în, în, scena, în sala de festivități a gimnaziului, Acolo, în practic, ne petrece mai mult activitatea noastră, la toate etapele de lucru, cea de lucru la masă, cea de lucru atunci când facem miza și apoi repetițiile de șnur și apoi repetițiile de... până la repetițiile generale. Am înțeles care este situația, dar este bine că, mm. cel puțin, asta nu vă dobară, dar vă face și mai puternici. Absolut. Nu este atât de important unde... Absolut, faci, da. dar ce faci. Da, sigur. Și ca să trecem la un aspect un pic mai pozitiv, uh, știu că aveți tare mulți discipoli care astăzi sunt actori, regizori, atât în Republica Moldova cât și în România. <coughs> Vă mai vizitează? <laughs> da, ne vedem destul de des cu băieții din... Uh care sunt stabiliți în Republica Moldova, ne vedem des, chiar cu Vlad Ropot, nu de mult ne-am văzut, ne-am dar și el este ocupat, Sărmanu. Spectacole, că e, noi bravo lui, și că că noi și urmărim și ne mândrim enorm de mult sigur că, că vine sigur de aici, că, din părțile noastre. Da. Cu Marin mă văd mai, mai rar, pentru că este în România, este angajat la Teatrul Național din Timișoara și Teatrul Național Maghiar și Teatrul Național... Uhum. Și el are foarte multe activități, i-am spus de că via acasă vara asta. Ne vedem, domnul Mihai, nu sunt precis, nu știu, este mult de lucru, sunt proiecte noi și el are provocări noi de a participa la diferite casting la diferite Dar activități. care bine. El trebuie să crească, trebuie să l exact. vadă și mă bucur foarte mult de, de, de ei. Desigur, avem și pe Caterina Bozeanu de la Geneza Art, uhum. actorie. Uh, lucrează actriță, uh, uh, nu știu ce face la moment, Constantin Bozeanu, regizor de film, uh, cine mai, Eliana Mocano, dar din păcate dânsa a lăsat teatru și a plecat în, în Italia la, la muncă. Sperăm că se va stabili picioare da. mai. mai, mai uh, mai bine și se va întoarce se, înapoi da, în, se în teatru. Văd din fotografii, din mesaje, din chestii duci dorul teatru. Mi se pare că ă, asta nu o poți scoate din suflet: că teatru, dacă a, a intrat în inimă... E un virus bun <laughs> care nu trece. Da, da, nu trece așa ușor și așa simplu. Dumneavoastră, da. de fapt, ce simțiți când îi vedeți atât de maturi, atât de împliniți și mai ales activând în domeniul în care dumneavoastră ați depus suflet? Ești pentru picur. că ați depus suflet în fiecare din ei și eu îi da. țin minte pe mulți tare mici micuți, da absolut, este o bucurie și o mândrie pentru mine și nu numai pentru mine, dar și pentru satul nostru și pentru raionul nostru mă bucur foarte mult, mă bucur spus de mult că sunt implicați în diferite spectacole în diferite activități, particip la diferite uh, castinguri băi, voi trebuie acum să vă să vă, să vă, să vă, să vă... arătați, să vă vedeți, da. să vă vadă lumea asta e cheia succesului da. Mă bucur, nu spus, spus de mult. Prin ei poate mă văd realizat și pe mine într-un fel, pentru că nu am reușit să fac unele lucruri pe care mi le-am le propus cândva când am fost ca ei din anumite motive. Dar mă bucur și sunt mândru de ei, chiar mă bucur. Datorită celor motive astăzi. Sunteți unde sunteți, și ei, da. datorită dumneavoastră, au ajuns. Unde sunt, da, da, acolo unde Bravo sunt lor, și au da. ajuns bine. Da, îi salut cu mă mult drag și îi doresc mult succes. Dumneavoastră, cum îi motivați pe copiii și tinerii din Mingir să vină să, să se încadreze în trupa dumneavoastră de teatru, să facă teatru în general? Pentru că nu este o activitate pe care să poate poată însuși absolut orice copil. Nu știu dacă e eu e, sau însăși teatru îi face ca să vină să, să facă teatru. De fiecare dată, de câte ori fac niște preselecții cu ei, anunți că trebuie să formăm o grupă nouă la teatru. Desigur, i-ascult pe toți. Uh -huh. Dar niciodată nu i-am spus nimănui că nu ești bun, du-te acasă. Uh -huh. I-am luat pe toți. pe toți. Pentru că copilul încă nu știe, nu ți cunoaște pe sine. Cu timpul el se vede că, știți cum... Parcă parcă i da prin set puțin. El înțelege că uh, el nu poate, el poate bine să picteze, poate bine, poate să danseze, poate să cânte și merge în altă parte. Uh -huh. Dar. Uh, o selecție naturală, până natural, la urmă. Absolut, da, da, da. Uh, dumneavoastră sunteți conducător de trupă de teatru, dar mai puțin actor. Uh -huh. uh, nu regretați că nu v-ați lansat cumva pe scena unui teatru național, spre exemplu? Nu știu, de acum nu mai regret. Da, ți regretat vreodată? <laughs> Cândva a fost, pentru că nu mi-am plinit visul pe care mi l-am propus. Așa s-au creat situații atunci în anii 90 că, deci după colegiu mi-am dorit mult să fac uh, Academie de Arte ca apoi să urmez, dar au fost alte, uh, alte motive care nu am putut să merg mai departe, dar uh, cum am spus, că prin, prin discipulii mei m-am realizat eu și mă bucur foarte mult. Deși mai facem și actorii câte puțin, uh, pentru că uh, cu trei, doi ani în urmă am uh, făcut și o trupă de teatru pentru maturi în sat, uh mm -hmm. Prometeu, regizor este Vlad Ropot. Mm, ce frumos! Așa, acolo sunt în calitate de actor, Așa. Și am participat. V-ați schimbat la... cu rolurile cumva. <gânt> mă rog, asta e viața. Așa. Am participat, am participat deja de la despre. câteva festivaluri internaționale, chiar nu de mult, acum câteva săptămâni, drept că online, uh -huh. ce e adevărat online festivalul, uh -huh. și prometeva are locul 2, festival internațional în România. Felicitări! Mulțumesc! Uh, mai înainte am fost am participat la festivalul național Vasile Alexandrie, uh -huh. iar suntem cu Prometeu cu locul 2. Uh, și am mai fost în cadrul uh, direcției învățământ am participat la diferite festivaluri organizate aici în raion, la, la rampa teatrală, uh -huh. festivalul nostru raional. Uh -huh. uh, la ultima ediție a fost tot în format online și am l am făcut festival internațional de teatru. Super. Și iată, iată, iată. Dar asta înseamn... Am manifest și eu ceva. A, și la Constantin Bozianu în filmulețul lui m-am da. filmat și acolo. Puțin da. în, în, eu, am, a, eu țin minte da. că am iată urmărit. toate ca. Uh, uh, activitatea, activitatea dumneavoastră în calitate de, de, de actor. În, act, în calitate da, de actor. O atunci... carieră scurtă, plăcută, frumoasă și îmi pare bine că sunt. Uh, dirijat de discipulii mei, asta mai important. Așa. Vreau să întreb de fapt dacă este vorba despre o trupă de teatru maturi, atunci că nu este doar domnul Mihai Sârbu acolo actor, mai sunt și alții, mai da? Sunt. Cu, sunt oameni din sat, sunt cine oameni sunt oameni din ei? sat, majoritatea sunt oameni angajați în, în gimnaziu, uh -huh. atât profesori cât și de alte muncitorii din, din, din școală. Și avem deja două spectacole, Soacra cu trei norori, mm -hmm. fragment piept la piept, Așa, mm -hmm. și lucrăm la... Ei, inițial, la început, a fost Meșterul romanuoli un monospectacol. Da. Și acum am început să lucrăm la Chirița în provincie. Mm -hmm. așa, 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 un fragment... Ați încercat lucruț, mai multe în genuri. Mai multe, da, da, da. Foarte frumos. A, vin și ei cu mare drag și mă întreabă când, când mai vine Vlad să facem repetiții. Vine de grabă. Eu, el îmi transmite ce să facem și, fac și facem pentru da, da. Super. Mult succes! Mulțumesc! E foarte, e foarte frumos, pentru că oamenii maturi cumva mereu au griji, probleme, voi nu prea au timp. Dar da. dacă găsesc timp pentru o activitate de suflet, asta e minunat. Da. Mulțumesc mult! Și vreau să mai spun referitor la, la Teatrul Prometeu. Suntem cu titlul model. Am reușit Așa. să ne. Fantastic! Da? Da? Da. Felicitări! Și... Da, Fantastic! Mult succes da. în continuare! Mulțumim mult! Mulțumim mult! Dacă e să revenim la Ghiocei, domnule Mihai, dumneavoastră cu trupa Ghiocei ați călătorit destul de mult în acești ani, și vreau să vă întreb: care sunt locurile, sau poate mai bine zis, scenele pe care ați vrea să reveniți? La toate aș vrea să mai Am uh, câteodată. Unde ați călătorit? Uh? Am colindat România, practic, în lung și în lat nord-sud, est-vest. Și în Cluj, și în Vaslui, și în Iași, și în Botoșani am întors nu demult, uh -huh. am fost pe data de 10 iunie cu grupa Mica trupii și am participat la un festival uh, pentru amatori Sus Cortina și ne bucurăm de succesele care uh -huh. le-am avut acolo pentru că trupa este tân grupa este tânără, uh -huh. 10-14 ani și am venit cu premii 5 la număr mm, de super. la un festival. da. Uh, unde am mai fost noi? Târgu Mureș, Sebeș, în Franța, în orașul în Franța, Toulouse, am fost, fost două ori. La ultimele două ediții participăm online, online. ca așa s-a creat situația. Da. nu ne lăsăm de Toulouse, înțelegem strâns. -vă pentru vă bine de Da, ei. da, da. da, da. Că aveți succes acolo și Sigur că vă suntem apiciază. primiți la cel mai înalt nivel, chiar ultima comunicare cu ei, voi deci că voi când o să veniți data viitoare să știți că o să găsiți o statuie în fața teatrului. Oh. Superb! Da. Care este spectacolul montat de dumneavoastră cu care vă mândriți cel mai mult? Nu știu dacă ar putea spune că că există doar unul, da? Da, da, mă mândresc. Bine, dar e, poate. care este atunci spectacolul care v-a dus cel mai mult succes? Cel mai mult succes, cred că a fost spectacolul Soacra cu trei norori. Cu el am colindat practic toată România, Moldova, Toulouse. Deci are și are număr mai multe premii mari, uh -huh. multe trofei obținute are spectacolul Soacra cu trei norori. Deci a fost practic primul spectacol cu care am participat la festivaluri internaționale uh -huh. până atunci am mers să mâncă nicăieri am început din anul 2015 și el a fost ca o, iarăși ca o carte de vizită a trupei o deschidere pentru asta vreau să-i mulțumim doamnei actriții Irena Boclincă pentru că uh -huh. am participat la un festival la Artecoș dânsa era în juriu și atunci mi-a recomandat Mergeți peste hotare, sunt festivaluri internaționale. Și atât dânsa mi-a dat prima adresă la care festival să mergem și de acolo a fost un început bun pentru care îi mulțumesc foarte mult. Ne-a făcut așa cum Tiliuș. Este important Tiliu. să ai da. un număr de sprijin în momentul sigur, potrivit, sigur, 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 pentru da. că nu întotdeauna știi toate căile și atunci da, când da, descoperi până ceva nou. Sigur, mai aveți da. ceva pentru viitorul apropiat, planificat, referitor la spectacole peste hotare? Avem, planificăm multe, vrem multe ieșiri, multe turnee, dar, din păcate, nu predispunem de, de, de mijloace financiare și... Cum este acest proces de a merge să, cu, un, cu, un fest, cu un spectacol la un festival internațional? Ce presupune? E o spune cheltuieli, în primul, primul Pe rând. care trebuie să vi le asumați? Da, sigur, voi. Da, Ultimile festivaluri, ultimele ieșiri din din țară au fost, practic, pe umirii părinților. Și mai avem noi acumulat acolo, cum spun moldovenii, la colțun. Uh -huh. Dacă uh -huh. mergem undeva în teritoriul la noi, la Raion, Republica, la un festival și câștigăm un bănuț, să copii ce facem? punem la colțun și atunci când mergem undeva uh -huh. ne ajută. Uh -huh, uh -huh. De pildă de când am fost în Franța de două ori, mi-a susținut uh, Direcția Cultură și Consiliul Raional pentru care suntem recunoscători și și le mulțumim foarte mult. Astea sunt mijloace din care și mai sunt oameni care de bun suflet și care ne mai ajută cu, cu... Uh -huh mijloace financiare. Dacă mai sunt oameni de genul ăsta, vă rog frumos să ajutați-ne atunci, măcar când plecăm. Este binevenit, da. Da, da. Consiliul Reunale ne ajută cu să procurăm mijloace tehnice, costume, ă, astea le avem. E mai problematic atunci când trebuie să mergem undeva, de plasă. pentru că e costisitor și Și părinții de ultim. obicei sunt receptivi? sau. Sunt receptivi, da. Sunt receptivi, mai sunt familii unde sunt doi copii din familie mm -hmm. participă, și cam. știți cum. e simțitor. e simțitor, da, părinții e, sunt dornici, vor, doresc, Ca până când. da, da. Și dacă tot am ajuns la aspectul ăsta financiar, actorii mor de foame. Asta este un <laughs> stereotip sau un adevăr la noi, în Republica Moldova, domnul Mihai? Ei nu știu, cred că, cred că este un stere stereotip. stereotip. Că, da, pentru că nu am văzut niciun actor să moară de foame. <laughs> Se presupune de fapt că totuși cultura, teatrul da, în general da, este cumva de la o parte mai, și da. este pentru un public mai da. select, ceea ce înseamnă că un actor are un venit mai mic. Mai, 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 da, mai mic și e simțitor lucrul ăsta. Dar dacă, eu cum am spus, dacă faci ce îți place și depui pui suflet și te bucuri de, de, de spectacolul în final prezentat publicului, cred că nu mai contează chiar... Uh, uh, mult, mă rog, nu putem să fim toți milionari. Exact. Dar milionari din la spectacolele noastre. și asta ne bucurăm mult. Este. Am observat tendința asta că mulți încearcă să facă mai multe lucruri odată, gen da. dacă activează într-un teatru, mai merge și la altul sau mai face da. ceva. Am ajuns în momentele în care asta este o normalitate și cred că da, și asta nu faci să facem când... la noi, da. faci în lumea da. întreagă face actorii, mai are un business mic, mai are o activitate în altă parte. Trebuie să ieșim din situație. Și dumneavoastră cu... faceți doar teatru. Ai? Da. Sau mai, sau mai aveți mai ceva? Mai am, mai am, mai am. Da. Că și eu ca și... Ca și uh, iată, a fost o provocare. m-a întrebat de provocare. A fost o provocare atunci când mi s-a propus să lucrez la grădiniță în calitate de educator muzical. Mm -hmm. uh, da, pentru mine era ceva inustrăin. Dar cunoșteam, dar nu eram atât de nu cunoșteam atât de mult chestia asta și s-a primit. S-a da. primit, primit Frumos. bine, sunt rezultate, sunt... și probabil că vă iubesc. Foarte, <laughs> foarte. da, și eu, eu iubesc mult ei. Da. Sunteți un potrivit la locul potrivit. Mulțumesc. Domnul Mihai, privind în urmă, peste cei 30 de ani de activitate, dumneavoastră sunteți împlinit profesional. Da. Da. Dacă aș începe de la început, Ați parcurge aceeași Exact scale. așa aș face. Nu aș putea arata să nu uh, fac cunoștință cu oamenii și pe care am cunoscut. Am avut parte în viața asta de oameni buni, profesori buni, pedagogi buni. Îi salut uh, pe profesorul meu de la Soroca, domnul Iuri Babi, doamna Tamara Grițenco și tot profesorii de acolo, de la colegi, colegiul practic, care au pus baza. Uh -huh. Baza. Baza. Uh, știți, la, uh, profesia asta de actor, de regizor, eu, așa spune că trebuie puțin să o furi din, ca de scântico. Uh -huh. da, mai furăm și noi ceva. și Am furat mult de la, de la domnul Babi. Pe atunci era eu întors din armată. Așa. E, eram tineri el, profesorul tinerel era de pe băncile Academiei de Arte și munceam și el și noi, și el și noi. Din păcate, din grupa noastră suntem doar trei care am urmat uh -huh. uh... acest drum, da, acest drum teatrului. Da. Dar, oricum. Trei dar buni. Trei dar buni, exact. <laughs> da, asta vreau da, să zic. Da. Așa. Domnule Mihai, dumneavoastră unde vă vedeți peste 5 ani? La pensie. <laughs> Visați la, la vârsta de pensionare. <laughs> vrem, nu vrem? Da, vrem, dar. Da. Peste 5 ani vreau foarte mult să-mi fac un spectacol muzical. Uh -huh. Muzical care ar include din spectacol și un music așa, alea gheocei. Da. Deci am avut încercarea asta acum la, am fost la Botoșani cu el, la Motanul Încălțat și am cântat pe viu, copiii au cântat pe viu. Avem nevoie hmm. de un studio de înregistrări a, a cânticilor din spectacol, din spectacol, dar asta pe parcurs. Cred că să cântăm pe viu este mai, mult mai prețios și mai... Și iată care ar fi pe viitor. Pe viitor, nu știu, ar mai fi... Cred că peste 5 ani va fi cea de-a 10-a ediție a festivalului Rapa Teatrală, festival concurs raional internațional uh -huh. care se desfășoară la Mingir. Uh -huh. Și va fi o a 10-a ediție, dacă să o cotim așa, facem puțin matematică, dar vreau de da la o ediție jubilară, aș vrea nu pur și simplu un festival de teatru numai, aș vrea să fie un festival de creație artistică care ar în sine mai multe genuri de artă, uh -huh. Ca apoi într-un final uh, iată când este gala, atunci facem o, o, o totalizare o totalizare, undeva. o evoluare a, a tuturor celor care au participat din diferite genuri și dans, și pictură, și uh, încă nu spun de toate, pentru că e un secret da. eu <laughs> ținem spectatorul în, în, suspans, în suspans și doritorii de a participa la festival, cred că asta mi-aș dori și să fiu sănătos, în primul rând. Familia și eu. Și Asta toată lumea. spectatorul nostru să vină la spectacole noastre, și peste 5 ani, și peste 15 ani, și peste 50 de ani. Să evolueze teatru și o să da. vină toată lumea. Să trăiască teatrul, da, în veci. Sunt idei îndrăznețe și eu vă doresc succes în, în mult. scopurile dumneavoastră. Mulțumesc peste mult. 5 ani ne, ne întâlnim la Numai decât. La jubileu. <laughs> Numai decât. <laughs> Domnul Mihai, la finalul acestui interviu, vreau să vă întreb care este lecția dumneavoastră de viață. O, Doamne! De lecții de viață ne pălim la orice moment. Cred că o lecție de viață ar fi să fii om la locul tău. O lecție de viață ar fi să fii un profesionist după vocația ta. Să urmezi vocația. Să faci ce îți place. Iată care ar fi o lecție de viață a mea. Nici nu știu ce să zic așa, vă spun cinstit. Cel mai important este, cred că, să fii om om este o lecție și pentru mine și pentru toți. Este o, o un dar al lui Dumnezeu să fii om. Pentru că dacă ești om, atunci poți să realizezi tot ce, ce ți-ai propus. Uh, cam asta ar fi. Și aș vrea să, dacă este la, suntem Sigur. la final, uh, m-ați întrebat uh, lecția de viață și este o poezie pe care am auzit-o prima dată încă când eram student, de la domnul Babii, uh -huh. și o țin minte și acum și o spun la toți. Vă rugăm. Mi se pare că autorul este Vitalie Tulnic. Și e scurtă, dar cu mult sens. Cam în felul următor. Mi-a vorbit un plop odată. fă omule săgeată. Mi-a vorbit și un izvor despre firul sunător. Fă-te omule izvor mi-a vorbit și în departare. Despre un cer ne spus de mare, fă-te omule cărare. Peste leacă n-a în plecat, întâlnindu-mă prin somn, mama mi-a vorbit odată. Fă-te dragul mamei, om. Foarte frumos. Iată cam asta ar fi lecții de viață pentru toată lumea și pentru noi, pentru că la momentul dat lipsește. Sunt niște lucruri care ne lipsesc foarte mult. Aș îndemna lumea să treacă înapoi, să citească povești, pentru că de acolo avem multe de învățat. Bunătatea lipsește, bunătatea, generozitatea, respectul față unul de altul. Trebuie să le avem. Aici sunt niște lecții de viață care ne fac mai buni, mai frumoși. Eu vă mulțumesc frumos, domnul Mihai, pentru acest interviu, pentru îndemnurile cu care ați venit, într-adevăr, să fie auzite cuvintele dumneavoastră și așteptăm cu mare drag invitația la un nou spectacol. Mulțumesc mult, sănătate vă doresc și eu, emisiunea dumneavoastră, să aveți cât Mulțumesc. mai mulți invitații și să ne întâlnim, da? să ne întâlnim cât mai des și mai frumos, în momente frumoase și cu multe bucurii. Așa să fie. Sănătate!